se vede parcă o grădină. Și doi care au venit să o vadă. Priviți vierul și stăpânul, privind mochinul fără roadă. Îl văd cu frunze, îl văd că-i verde și îl văd că ar fi destul de mare. Dar vai, căutând să vadă roadă, coroana lui roadă nu are. Ce să te mai țin eu în grădină ca pe o tufă să-mi umbrești locul? Am să te tai! Strigă stăpânul. Mai bine să te arde focul. Și când stăpânul se rotește să-l taie cum își făcu plan, îl vezi pe fiul. Mijlocește să-l mai îngăduie un an. Priviți cu ce rugă ferbinte începe fiul să-l oprească. Mai lasă-l anul acesta, tată, doar de l-o-i face să rodească. Cum poți să porți întâi gândul încă un an să-l mai susțin, când iată sunt 3 ani de-a rândul de când o sterb și gol îl știm? Și poți să treacă mulți în fine, că tot nu va scăpa de foc. De ce să nu-l tăiem mai bine și să plantăm altul în loc? Mai lasă-l anul acesta, tată, doar de-o-i putea să-l scap de vină. Cam să încerc să-l curăț roată și-i pun gunoi la rădăcină. Mai lasă-l anul acesta, tată, ca mâna mea să-l îngrijească. Cam să fac tot ce-i posibil, doar de l-o-i face să rodească. Stăpânul îi primise planul micuțului mijlocitor și el s-a pus să urmărească zbochinul cel neroditor. Fraților, priviți grădina și apoi priviți-i pe cei doi. Nu suntem oare noi aceia? Nu-i vorba oare despre noi? O, nu ești tu plantat din lume în via Fiului Preasfânt? Și nu ești tu zmochinul care stai fără roadă pe pământ? Gândește-te câți ani stăpânul tot fără roadă te-a găsit. Or fi vreo 3 ca și zmochinul, sau poate mult mai învechit. Și în anii tăi pierduți creștine, în câte clipe din necaz, în câte n-ai chiar zis în tine, viața mea tăiată-i azi. Prin câte curse, incidente, prin câte valuri ne-a trecut, gândește-te în câte momente n-ai zis de astăzi sunt pierdut. De câte ori credeai pe Iria în lucru, o casă sau pe cale? De câte ori n-a fost securea la rădăcina vieții tale? În câte clipe din viață părea că ai fost păzit de o mână să nu scadă ceva în față sau să te calce vreo mașină? Dar te-ai convins că nu firea ți era salvarea pusă în plan, căci soptea ca și instinctul, mai lasă-l, tată, încă un an. Din miile de avertismente ce se întreaptă către tine, dar spune, ai luat aminte, dar spune, te-ai întors creștine. Privește în urma vieții tale, a anilor ce ai îngropat, vezi-ți ramurile goale și totuși el nu te-a tăiat. Aceasta e marea bunătate a Tatălui Sfânt și Milos, că el a vrut ca să te scape, deși erai un păcătos. Alege azi un drum din două. Pe care vrei ca să apuci? Te duci pe drum spre veșnicie sau tot pe calea rea te duci? Să nu rămâi ca și zmochinul, că focul pentru el e în plan, că ce-ar putea veni stăpânul chiar într-o zi din acest an. Și cine ar putea să mijlocească când timpul probei ți s-a dus? Sau cine ar putea să ocrotească mai bun, mai dulce ca Iisus? Că nu există în lumea aceasta, în locul acela, altul loc. Ori vei trăi o veșnicie, ori vei fi smuls și ars în foc. Abia atunci a ta ființă va regreta că n-a dat roade,
când vei fi smuls pe totdeauna din slava împărăției sale. Că nu e scris ca în ziua aceea să fie acolo altul loc. Ori o trăim în veșnicie, ori vor fi smulși și arși în foc. Fraților, priviți grădina. Și apoi priviți-i pe cei doi. Nu suntem oare noi aceia? Nu-i vorba oare despre noi? Amin. Domnul să ne ajute să aducem roadă.